Vă spun și eu bună dimineața din ziua 5 octombrie 2022, ziua 32 de intermittent fasting pentru mine. Nu știu cum o să fie pe YouTube, pentru că s-au decalat cumva. Astăzi am de gând, pentru că e deja târziu, eu am stat, am meditat, am avut breakfast-ul. A trecut deja timpul foarte repede, este ora 1 aproape, 1:20, și eu am de gând să mă duc în parc să pozez pisicile, pentru că a venit toamna și sunt deja frunze din alea frumoase ruginite pe jos. Și am văzut eu pe Instagram, dacă mai găsesc contul și postarea, o să pun o poză să vedeți de unde m-am inspirat și de unde mi-a venit ideea asta. Dacă nu, pur și simplu o să vă arăt ceea ce mi-e se mie. M-am gândit să fac niște poze cu Zoro, pentru că el e mai grăsuț așa și mai drăguț. Missy e foarte slăbuță, nu știu. Bine, o să-i fac și ei câteva poze, dar o să iau așa pe rând, pentru că mi-e greu ca să iau pe amândoi, Zoro având undeva la 5-6 kg sau ceva de genul, cred că mai mult, iar Missy fiind undeva la 2-3 kg, adică nu e prea grea, dar mi-e greu ca să iau pe amândoi. Am mai ieșit eu așa în parc cu ei și mi-a fost foarte greu să-i car, că nu merg, adică Missy mai merge, dar Zoro nu. Și vreau să iau pe amândoi să le fac niște poze așa de toamnă, eu țin foarte mult pe amintiri și pe lucrurile astea și atunci mă duc din când în când și le fac poze ca lumea cu aparatul ca să-mi rămână amintire. Și asta am de gând și astăzi, vreau să mă duc cu Zoro să-i fac niște poze, dacă mai mi ajunge timp o să mă duc și cu Missy, dar ea chiar vine aici lângă mine. vreau ca să le fac și lor niște poze de toamnă așa frumoase, cum obișnuiesc să fac eu, și apoi o să vin acasă și o să văd ce mai fac de gătit. Am gătit ieri, ați văzut că am filmat, și poate o să mai editez ceva, apoi mă apuc să mai repet un pic pentru IELTS, pentru că vineri, astăzi este miercuri, joi, vineri am testul și vreau ca să reîmprospătez așa informația, să mai mi-aduc aminte de anumite reguli ca să pot să trec tura asta, sper, adică eu așa îmi doresc, dar voi vedea. Cam asta ar fi așa un mic update, o să mă și cântăresc să văd așa cam câte kilograme am acum, chiar dacă am mâncat, dar o să mă cântăresc mâine cu voi, mâine de dimineață, ca să vedeți kilogramele mele pe burta goală. Bun, mă duc să mă pregătesc, încă aștept un pic să se încarce videoclipul, adică e încărcat, dar să se proceseze pentru varianta Full HD, full, și pentru... Aștept încă să se încarce videoclipul, să fie la calitatea maximă, și apoi mă pregătesc și eu și ies. Voiam să fac și eu niște poze, dar trebuie să mă spăl pe cap și mi-e un pic cam lene, pentru că m-am gândit eu să fac niște bucle. Cred că ați văzut că am postat câteva secvențe din ziua de ieri, când am găsit fusta aia mof de catifea foarte frumoasă, pe care vreau ca să o fac roche. Și mă gândeam să fac niște poze în ea, niște poze așa mai drăguțe, mai speciale, mai deosebite, dar o să mă gândesc, pentru că încă nu am în minte cum să o asortez, că nu pot să mă duc cu mâinile goale și trebuie să văd, să găsesc așa o idee, dacă nu chiar o să mă duc cu mâinile goale, pentru că pentru poze ce nu faci? Și mă gândeam că n-am mai făcut de mult o ședință așa foto, așa că vreau neapărat să fac chestia asta. O să văd dacă mă duc azi sau mâine. Cert e că vreau să mă duc într-o dimineață spre muncă, acolo unde ați văzut voi că e răsărit ăla frumos, ca să-mi fac poze. Și odată vreau să mă duc și la apus să văd cum este, dar vom vedea, s-ar putea apusul să nu pot să-l prind de acolo, dar vom vedea. Ideea e că am în gând să mă duc săptămâna asta să fac și o să fac. Să știți că am schimbat și prin casă, de asta probabil vedeți voi chestii pe sus și dulapurile așa. Nu arată perfect, dar am făcut într-un fel ca să am mai mult spațiu și să fie totuși un pic mai liber așa, adică gen aici, unde vedeți voi, este holul gen și am vrut eu să fie așa mai lung, pentru că până acum aveam calculatorul acolo, aveam un dulap, l-aveam doar pe ăsta alb, mie tot îmi place să schimb, știți, doar. Și acum am calculatorul aici lângă pat, unde editez, și dacă vedeți voi chestiile astea pe sus, n-am mai făcut un tur al camerei, că știți că v-am zis eu ce și cum. Astea sunt perdele pe care noi le avem la pat, să nu mai intre nici lumina așa tare. Dar da, de asta poate vedeți mereu chestiile astea prin videoclipurile mele atârnate, pentru că sunt perdele cum ar veni. Și vă rog să scuzați decorul pe acolo pe sus, trebuie să termin astăzi de așezat pentru că nu este gata. Aseară pe la 11 noaptea m-am apucat să schimb pe aici.
Așa că, da, uite, am mai venit și cu un update pe partea asta. Și mă duc și o să mă pregătesc, adică să mă îmbrac, să văd cum îl iau pe Zoro, ori în brațe, că i-am făcut baie, l-am făcut baie la amândoi azi-dimineață, ori în brațe, ori în lesă, să vedem cum o să fie, ca să mă duc să-i fac niște poze drăguțe. Așa că probabil o să filmez și câteva cadre de acolo și o să vedeți și voi. V-am lăsat, gata! Din păcate n-am mai reușit să mă duc cu Zoro în parc pentru că a început ploaia, așa că o să merg mâine și cam aici o să închei și vlog pentru că nu am ce să mai fac. Am făcut deja curățenie, dar n-am mai filmat. Cum am aranjat pe aici, e tot un pic mai liber. Poate să vă arăt mâine, dar da, voiam să vă mulțumesc că ați reușit să vă uitați și la acest vlog și... chiar sunt curioasă cum vă merge și vouă cu fasting-ul, dacă aveți așa momente în care mai mâncați prostii, dacă vă revanșați luându-vă tot așa 16 ore de fasting după aceea, dacă faceți exerciții, poate îmi recomandați și mie ceva și chestii de genul ăsta. Cam așa s-a petrecut la mine ziua, n-a fost nimic important astăzi, n-a fost nimic wow. Pentru mâine o să și gătesc ceva, pentru că acum, momentan, nu prea am avut chef, a fost o zi așa mai aiurea, pentru că și plouă și e vremea asta care ne trage la somn. Dar, da, vă las cu câteva cadre ce le-am filmat, spre final și ne vedem mâine la următorul vlog. La prăjit, e la aia cum se cheamă, ca să bronzezi. La... face plajă. Nu, no, că mergi... La solar, la solar. Nu, da, că mergi te bronzezi la mașnăvit. Da, la Zoro. Ce făi, mă? Trebuie să mă ușor ciocolata.